doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi pe scurt principalele subiecte ale zilei. Cu noi pe spațiul verde neridicat de 2 săptămâni. Giurgiu în topul județelor cu cele mai multe firme radiate. Atenție la astenia de toamnă. Fundația Estuar a mai finalizat un proiect. Luptătorii de greco-romane au reluat antrenamentele. În urmă cu aproape 2 săptămâni, TV Giurgiu semnala faptul că în apropierea unui loc de joacă din cartierul Negru Vodă zace o grămadă de gunoi pe spațiul verde, chiar lângă platforma cu pubelele pentru deșeuri. Cu toate că societatea care administrează domeniul public a fost sesizată despre această situație, gunoiul se află acolo și acum. Din ceea ce ne-au relatat locuitorii din zonă, gunoiul se află acolo de mai mult de 2 luni de zile. Între timp nu s-a întâmplat nimic nou, poate doar faptul că s-a adunat și mai mult gunoi. În urmă cu destul de mult timp semnalam faptul că aici, în cartierul Negru Vodă, chiar în apropierea unui loc de joacă pentru copii, există o mare grămadă de gunoi, așa spuneam chiar și atunci, o mare grămadă de gunoi. Între timp ea a mai crescut pentru că au mai fost adăugate și alte deșeuri. Spuneam și la vremea respectivă că societatea care administrează domeniul public ne-a dat asigurări că va ridica deșeurile de aici, dar acest lucru nu s-a întâmplat în aproape o lună de zile. Oamenii sunt în continuare nemulțumiți și cei cu care am stat de vorbă atunci și cei cu care am stat de vorbă astăzi speră ca autoritățile să vină și să ia măsuri și să ridice gunoiul de aici. Ei ne-au relatat că sunt persoane care vin cu mașini și depozitează gunoiul, culmea chiar lângă platforma cu pubelele de gunoi unde ar putea fi pus gunoiul. Nu este vorba despre un spațiu verde, probabil că și asta este un motiv doar oficial, dar nu unul gospodăresc, ca să spun așa. Fiindcă în Giurgiu, ceea ce se întâmplă pe spațiile verzi, salubrizarea spațiilor verzi, aparține societății primăriei. În schimb, ridicarea pubelelor și a gunoiului din coșurile de gunoi aparține unei societăți private care se ocupă de această operațiune. Zona unde ne aflăm se pare că nu este a nimănui sau nu este inclusă în contractul vreuneia dintre aceste societăți. Numai că nu se poate spune noi să rămânem cu gunoiul și să crească de la o zi la alta mormanul de gunoi, pentru că nu este în contract trecut cine trebuie să îl ia. Locuitorii de la casele din apropiere, dar și cei din blocurile din zonă sunt evident nemulțumiți. Cu atât mai mult cu cât în cazul de față vorbim și de lipsa de educație și de civilizație a celor care aruncă gunoi pe spațiul verde. Nu aruncăm, vine și din toate părțile, vine cu mașinile, domne, și aruncă aici. Sau noi ce să putem să facem? O să-i zici omului, nu arunca? Eu ce mi-l pun acolo în container. Chiar vă rugăm mult din tot sufletul să ia măsuri, domnul primar, cine să vie ca uite copiii. E parcul aici. Locuiți aici, în apropiere? Uite, e casa mea aici. Și ați văzut pe cei care aruncă? Aruncă, vine cu mașinile, aruncă, cu căruțurile, dar poți să-i zici omului de unde vine și cum? Și n-ați anunțat pe nimeni, poliția sau pe cine? N-am anunțat pentru că a zis că vine primăria. A mai fost odată la televiziune, dar n-am fost, sunt bolnavă, eu am tensiunea mare, nu pot să ies afară în casă. Cum, da, și copiii și parcul? Și cum să nu vii? Uite, mi-aruncă tot felul de astea. Aruncă. Acum rămâne să vie autoritățile să le zice. După ce TV Giurgiu a mai semnalat această situație, reprezentanții societății care se ocupă de domeniul public au dat asigurări că gunoiul va fi ridicat. Poate că într-un final se va întâmpla și acest lucru. Chiar și în condițiile în care Giurgiu nu mai are industrie și se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de muncă, giurgiuvenii cred că orașul nostru poate găzdui refugiați. Oamenii spun că nu trebuie să le întoarcem spatele imigranților, însă este necesar să se acorde o atenție deosebită numărului celor care vor ajunge în Giurgiu. Opinia publică din România crede că țara noastră este foarte slab pregătită pentru a face față problemei imigranților. Chiar și așa, majoritatea cetățenilor manifestă dorința de a participa la proiectul european prin care refugiații să fie ajutați. La Giurgiu, ca și în alte localități din țară, există o unitate în care imigranții pot beneficia de apă, hrană, cazare și servicii consulare. Giurgiuvenii spun că sunt de acord cu primirea refugiaților, dar numai într-un anumit număr, pentru că nivelul de trai în oraș este destul de scăzut. Credeți că România ar trebui să primească refugiați? Întâi să rezolve problema cu șomerii, pe care iarăși oamenii sunt nutriți. Da, dar nu un număr mare. La Giurgiu ar trebui să vină? La Giurgiu? Da, dar nu mulți. Că și așa orașul este fără industrie, să le dea loc, să le asigure un loc de muncă, nu au industrie. Să primească, că sunt amărâșe, ce să mai facă, încotro să o ia, că nu de bine fuge din țara lor. Ar exista posibilitatea să vină și la Giurgiu?
să vină dacă avem condiții pentru ei. Trebuie ajutat și oamenii, nu trebuie lăsați pe stradă. Nu știu, părerea mea. Dar ar fi posibilitatea să vină și la Giurgiu? Da, dacă sunt locuri de cazare atâta timp cât sunt disponibile, de ce să nu? Asta ar fi istoric o migrație, era poporul barbar, deci atunci, acum o migrație care nu știu cum poate fi explicată. Așa că dacă e, asta este un început și, eu știu, ar putea veni China să-și trimită jumătate din populație și nu mai poate opri nimeni. Da? India, la fel, care are. Deci, eu, și n-ar fi trebuit încurajat asemenea fenomen. Giurgiuvenii vor ca refugiații să primească sprijin, dar se gândesc și la necazurile pe care aceștia le pot aduce. Temerile lor se referă în principal la pericolul creșterii manifestărilor radicale. Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Giurgiu are posibilitatea de a găzdui 150 de imigranți. În plină perioadă de creștere economică în județul Giurgiu, tot mai multe firme se află în dificultate. Oficiul Național al Registrului Comerțului clasează județul nostru pe locul 3 pe țară în ceea ce privește dinamica radierilor. În același timp a crescut numărul firmelor înmatriculate comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Oficiul Național al Registrului Comerțului a întocmit o statistică. Pe primele 7 luni ale acestui an, în ceea ce privește evoluția societăților comerciale din România. Potrivit acestor date, aflăm că județul Giurgiu ocupa al treilea loc pe țară la radierea firmelor, adică peste 600 de firme din județ și-au suspendat activitatea sau au cerut dizolvarea, o creștere de peste 35% față de anul trecut. De asemenea, 384 de agenți economici au solicitat radierea voluntară din evidențele Registrului Comerțului față de primele 7 luni ale anului trecut, când au fost radiate 284 de firme. În creștere se află și numărul societăților dizolvate. Dacă în primele 7 luni din 2014 s-au dizolvat 93 de firme, în acest an numărul este de 104. Multe firme au ales să-și suspende activitatea, o măsură la care se poate recurge pentru cel mult 3 luni, în care patronii au timp să găsească soluții pentru redresare. În ceea ce privește intrarea în insolvență, în județul Giurgiu s-a înregistrat o scădere la acest capitol cu circa 23%. Scădere valabilă și în cazul firmelor încadrate în incapacitate de plată, de la 101 anul trecut la 78 în acest an. Județul Giurgiu se află pe creștere atunci când vine vorba de numărul firmelor înmatriculate, mai multe cu 153 în primele 7 luni ale acestui an. Potrivit Registrului Comerțului, la începutul lunii august, în județul Giurgiu erau active 9.885 de firme, o creștere cu 6,40% față de anul trecut. Starea de somnolență, lipsa de energie sau nervozitatea sunt printre primele semnale ale dereglărilor cu care corpul se confruntă la început de toamnă. Sunt simptome ale asteniei, o problemă frecvent întâlnită în această perioadă la toate categoriile de vârstă, de la copii la vârstnici. A venit toamna și odată cu ea apar schimbări bruște de temperatură, ploi și vreme instabilă, aspecte care se răsfrâng asupra organismului. Astenia specifică toamnei este ușor de recunoscut, manifestându-se de regulă prin dureri de cap, stare de somnolență, stres și oboseală. Manifestările de ordin somatic se pot concretiza în oboseală nejustificată, somnolență, lipsa sau diminuarea apetitului alimentar. În plan psihic putem vorbi de o creștere a nervozității sau irascibilității, de o apariție a unor simptome sau unor manifestări, cum ar fi anxietate sau o tristețe către depresie. Astenia se manifestă la toate categoriile de vârstă, dar contează foarte mult intensitatea și durata simptomelor. Dacă ele nu dispar într-un timp relativ scurt și nu sunt foarte scurte ca și manifestare pe parcursul unor zile, în această situație cred că ar trebui consultat medicul de familie sau un medic specialist, că poate exista riscul existenței unei debutului, unei afecțiuni pe care s-o putem confunda cu simptomele acestei tulburări care se numește astenie. Astenia are simptome diferite în funcție de organismul și stilul de viață al fiecăruia, însă, în general, pentru a trece mai ușor peste stările acestei etape, este important să avem în vedere o alimentație bogată în vitamine și proteine, dar și să respectăm orele de somn.
Antreprenoriatul rural, dezvoltarea sustenabilă a comunității din regiunea Sud-Muntenia este denumirea proiectului, al cărui final a fost marcat astăzi printr-o conferință de presă desfășurată la sediul Consiliului Județean. Proiectul a fost derulat de Fundația Estuar în parteneriat cu Asociația For Change, o firmă de consultanță. În cadrul conferinței de presă au fost trecute în revistă activitățile și rezultatele principale obținute în cadrul proiectului, dar mai ales impactul acestuia la nivelul comunităților vizate din județul Giurgiu. Obiectivul principal al acestui proiect a fost creșterea accesului la ocupare în domenii non-agricole pentru 432 de persoane din satele și comunele județului Giurgiu. În urma cursurilor efectuate, 40 de persoane din mediul rural au fost angajate cu contracte de muncă și au fost înființate 10 firme noi. Mă numesc Ciobănică Maria, sunt din comuna Cosoba, județul Giurgiu. Am urmat cursul de informatică și competențe civice. Am o vârstă destul de înaintată și cu ajutorul acestui proiect mi-am găsit un loc de muncă. Lucrez ca lucrător social și informatica m-a ajutat foarte mult în acest serviciu. Numele meu este Lăcrămioara Stan, am 30 de ani și datorită acestei firme eu am un job de care sunt foarte mândră. Lucrez ca lucrător social la firma Proac Support. Am lucrat înainte la o firmă la noi în comună și mi-am dat demisia că nu mai era ceva sigur. Datorită premiului câștigat în cadrul concursului, pentru că altfel cred că n-aș fi avut curaj să merg mai departe. Am lucrat mai bine de 10 ani pentru alți designeri. Cream lucruri pe care ei doar le visau. Nu știau cum altfel decât să mânuiască un creion, dar nu știau să-l pună în practică. Am făcut asta pentru două mari case de modă din România. Știam că pot mai mult și eram îngrădită, practic. Persoanele incluse în proiect au participat la cursuri de formare în domeniile contabilitate primară, administrarea afacerii, folosirea calculatorului și competențe sociale și civice, au primit consiliere pentru angajare, au învățat să elaboreze planuri de afaceri, iar cele mai bune 10 planuri de afaceri au fost premiate. Big Daddy, Waterman sau Billy Madison sunt doar trei dintre filmele care l-au făcut celebru. Adam Sandler, căci el este aniversatul zilei, este un comediant înnăscut cu mare priză la public și considerat una dintre cele mai prietenoase persoane din lumea showbizului american. Culmea este că niciodată nu s-a gândit să se folosească de talentul său, cel care l-a îndrumat în carieră fiind fratele său. Adam Richard Sandler s-a născut în Brooklyn, New York, la data de 9 septembrie 1966. Este de religie iudaică și provine dintr-o familie cu o mamă infirmieră și tată inginer. De mic atrăgea oamenii în jurul său grație talentului său umoristic ieșit din comun. Însă Adam nu s-a gândit niciodată să urmeze o carieră în acest sens. A insistat fratele său și astfel Adam Sandler și-a explorat talentul la Universitatea din New York, pentru ca în 1995 să apară în filmul Billy Madison, care avea să-i aducă consacrarea. I heard it's retarded or something. You just passed the first grade. I am the smartest man alive! Today, Junior? You want some more of that? I didn't think so! Now you're all in big, big trouble. B-U-N-T, in perfect cursive. Any more brain busters? A urmat apoi Happy Gilmore și Big Daddy, în urma cărora Adam Sandler a devenit unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din Statele Unite. Hey, I'm a hockey player, but I'm playing golf today. He shoots it four! I got my head checked by a jumbo check. I talked to you the other day. That
That one touched the ground. Sadler a jucat cu succes și în rolurile dramatice și romantice, însă acestea nu au fost considerate de critici ca fiind reprezentative. Adam Sandler este un actor iubit de copii, tineri, adolescenți, oameni, în special acei oameni care nu se gândesc de două ori atunci când vor să-i vadă un film nou, deși le-au văzut pe toate celelalte dinainte. Pentru că se merge pe ideea că dacă e film cu Adam Sandler, atunci trebuie să fie ceva de râs, orice, imposibil să nu fie. Way to take down Pac-Man is with ghosts. You want ghosts? These are your ghosts. Oh yeah! We're the only ones who can do this! I'm kidding. We are all gonna die. I'm just sorry. În cariera de până acum, Adam Sandler a obținut 9 premii Kids' Choice Awards plus o nominalizare, 6 premii MTV Movie Award plus 11 nominalizări, 8 premii People's Choice Award și încă 4 nominalizări, 8 premii Teen Choice Award și 11 nominalizări în general pentru cel mai bun actor de comedie. Domnilor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, imediat urmează rubricile Sport și Meteo. Nu ratați de la 19.45 emisiunea La Porțile Dorului, iar apoi Medicina în direct. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! După o vară fără vacanță, luptătorii de greco-romane și lupte libere de la CSM Dunăra Giurgiu au accelerat ritmul antrenamentelor la sara de sport a liceului Viceamiral Ion Bălănescu. Antrenorul Florin Antonescu a reușit aici să creeze o echipă închegată de sportivi, fete și băieți, care în numai 3 ani au ajuns să câștige trofee la nivel național și chiar internațional. Am avut o perioadă de pregătire la intensitate mai mică, perioadă de pregătire care ne ajută foarte mult în luna octombrie, când urmează cele mai importante 3 competiții din anul 2015. Vor urma concursurile zonale pentru calificare în finala campionatului național la categoriile copii 1 și 2. Aceste competiții se desfășoară la sala sportivă din Câmpul Lung Mușcel, iar finala la sala polivalentă de la Târgu Mureș. Pentru aceste competiții, lotul giurgiuvean se va prezenta cu 10 sportivi, 8-10 sportivi, cei mai pregătiți, cei care au șanse reale la a câștiga dreptul de a participa la finală. Antrenorul Florin Antonescu și-a propus ca obiectiv ca la finala de la Târgu Mureș, clubul giurgiuvean să aibă cel puțin 2 sportivi calificați. Antrenorul Angel Corbu a participat cu elevii săi de la secția de tenis de masă a CSM Dunărea la campionatele naționale de copii categoriile 8-10 ani. Au făcut deplasarea la Buzău 2 sportive de 8 ani și alte 2 de 10 ani, într-o competiție ce s-a dovedit mai disputată decât mulți se așteptau. La competiția pe echipe la fete au participat 30 de echipe din toată țara, noi obținând poziția 4-a pe țară. Un rezultat consider bun. Să putea și mai bun, dacă nu pierdeam la media și pe final, aveam șanse să luăm chiar medalia de argint. Medalia de argint era o surpriză de proporții la nivelul competiției naționale. La individual, din 115 sportive, Marina Bănaru și Daniela Gâscă au ajuns în optimi, iar micuțele de 8 ani, Iris Pălângean și Maria Stănescu, au făcut o figură deosebită. Și-au vândut scump pielea, să zicem așa, într-un termen mai plastic. Pălângean Iris a ieșit în primele două și s-a calificat pe tabloul principal. O premieră pentru
Și pentru noi, la vârsta asta precoce de 8 ani, având în vedere că cele două micuțe joacă efectiv de maxim un an de zile tenis de masă. Aceeași echipă CSM Dunărea va participa peste 2 săptămâni la Bistrița, la Cupa României. Pregătiri înainte de competiții și pentru judocanii de la CSM Giurgiu. Antrenorul Gheorghe Grigore și-a chemat elevii la sală zilnic și încearcă să-i aducă în cea mai bună formă pentru cupa ce se va desfășura chiar la noi în localitate. Peste 2 săptămâni la Giurgiu e o cupă pe care o organizăm împreună cu colegul de la Școala 8. Se va ține în sala polivalentă. Avem invitat în Alexandria, Pitești, București, Ploiești. E o competiție destul de frumoasă și vrem să ia să fie reușită. Voi participa cu 15 copii. Colegul meu de la Școala 8, la fel, are o trupă și el de copii destul de bună. De la CSM Giurgiu vor participa 15 sportivi la această cupă ce se vrea a deveni tradițională. Noi vrem să implementăm Giurgiului și să rămână ca obicei, an de an, să facem această cupă și să rămână o tradiție pentru a-i verifica pe copilași și a aduce rezultate orașului nostru. Următoarea competiție importantă va fi în decembrie, când la sala polivalentă se va desfășura un puternic turneu internațional. Tot la fel vom să mergem împreună cu colegul de la Școala 8, o trupă mai mare, la fel pentru verificare și pentru a pune pe copii pentru anul următor să îi verificăm. Aștept de la ei rezultate destul de bune, ei muncesc copilașii și competiția se ține la categorie de vârstă și greutate diferit. Așteptăm niște rezultate bune și vrem ca să arătăm că și orașul Giurgiu are un potențial tehnic și fizic cu sportivi pregătiți. Zece medalii de aur și 2 de argint vin să întregească zestra de trofee obținute de luptătorii clubului Agvila Giurgiu, după ce aceștia s-au întors de la Open-ul Brașovului la Jiu-Jitsu. Ediția 5-a acestei competiții a avut loc la Sala Sporturilor, întrecerea fiind rezervată sportivilor junior 3, 2 și 1, tineret și seniori. Giurgiuvenii de la clubul Agvila, antrenați de profesorul Ion Chelu, s-au întors cu 12 medalii, 10 de aur și 2 de argint. Medalii de aur au obținut Șotrocan Alexandru, Dăncescu Mihai, tata Oana Marius, Rovențu Șerban, Cheri Mender, Peiculeasa Claudiu, tata Oana David și Stoica Florin. Medalii de argint, Matei Mario și Țigănilă Cristian. Pentru sportivii clubului Agvila, competiția de la Brașov a fost un bun prilej de verificare înainte de participarea la Balcaniada și Cupa Mondială, ce vor avea loc în Bosnia în perioada 23-26 septembrie. Meteorologii anunță o instabilitate a vremii începând de joi, ea urmând să se manifeste la nivelul întregii țări. Până duminică, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va avea intensificări. În Giurgiu, cerul va avea norări mai accentuate seara, când va ploua, iar vântul se va intensifica treptat. Dimineața vor fi 13-15 grade și temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Joi, în județul Giurgiu se vor înregistra 23 de grade la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 24 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 22 de km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi 759 mm colon de mercur, iar umiditatea 60%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă minus 74 cm.